Simona, felicitări! Um, acum doi ani, apropo de schimbări în trecut, la cel meci cu rănca, la școață națională și apoi ai avut dificultăți în a menține același ritm în semifinală. Acum, pe de-o parte, a fost conștientă că cumva aceeași situație după un meci foarte greu și intens în sferturi, da, um, da, nu m-am gândit că la meciul cu Azarenca, dar M-am gândit, adică am învățat și mi-a venit natural să fiu la fel de concentrată și să fiu cum să zic, 100% în ziua în care am meci, ce a fost s-a dus și acum ce a fost s-a dus, am un meci în față și mă gândesc numai la meciul respectiv. Um, cum faci să separi meciul în sine, strict tehnic și tactic de importanța lui acum, Cred că anii am... care au trecut, munca depusă vine natural la un moment dat și uh, Poți să, cum să zic, poți să stăpânești emoțiile, poți să stăpânești presiunea nu sunt cu capul în nori cum am fost în 2014, sunt foarte ok, știu că se poate întâmpla orice în finală, așa că trebuie doar să-mi joc șansa și să dau tot ce am mai bun pentru că voi întâlni o jucătoare dificilă. Um, Despre meciul de astăzi um... Poți să, Însă, doi, <laughs> <Nu știu> apoi... <laughs> poți să descriu un cum a fost în setul ales căderea Nu știu dacă pot să descriu meciul, pentru că, Dar, cum ați bă, văzut și voi, lovește foarte puternic, plat, nu știi niciodată la ce să te aștepți. Cred că a jucat cel mai bun meci al ei de pe zgură. N-a greșit atât de mult și chiar a ajuns unele minci de oriunde a dat bine, a și servit bine. Cred că a fost un meci complet, un meci de nivel foarte înalt. Uh, și diferența cred că am făcut-o un pic fizic în setul 3 și mental că nu am mai uh, comentat, nu am mai zis nimic, am stat doar atentă pe fiecare punct. Așa cum am zis mereu, fiecare punct e important contra acestor jucătoare. Simona, ne-ai obișnuit deja să privim liniștiți momentele în care adversarul revine. Totuși te întreb, la 4-1 și acea mince de 5-1 și apoi când s-a făcut 4-3, a fost vreun moment în care ă, ai simțit cumva puțin presiunea că este setul decisiv și că revine? Fiecare game am simțit presiune pentru că e greu contra ei de nicăieri poate să întoarcă meciul. Toate meciurile mele contra ei au fost grele, indiferent că le-am câștigat pe hard pe toate. Eram un pic agitată, să zic, înainte de meci, pentru că nu știi exact ce se va întâmpla pe teren, dar la 4-3 am avut încredere, nu m-am gândit că am pierdut acele două gemuri, m-am gândit că sunt conduc și că trebuie să stau acolo și să joc meciul, poate pot să fac break. Asta a fost tot ce am avut în cap. Cum te simți față de acum trei ani? Cum te-ai schimbat în ultimii trei ani de zile? Sunt o jucătoare mai puternică la tenis, mă refer, joc diferit, fizic sunt mai puternică, alerg mult mai bine, nu obosesc atât de mult, am lucrat mult în anii aceștia și, bineînțeles, și experiența contează. Te-ai bucurat când ai văzut atâția fani ca ți-a române în tribune? Da, tot timpul este o bucurie și chiar au fost foarte multe steaguri. E impresionant și aștept și sâmbătă. Înainte de turneul de la Madrid, declarai că ai preferat să câștigi un Grand Slam în loc de a fi numărul unu mondial. Acum, la nicio lună distanță, ești în fața acestui moment, fără a pune presiune. Întreb doar, în prisma a ceea ce s-a întâmplat în ultimele trei săptămâni, inclusiv Roma și accidentarea, te gândeai că o să poți să ajungi să fii la, doar la un pas? La fiecare turneu la care joc, merg cu încredere că pot să joc spre final e greu să te gândești că o să câștigi fiecare turneu pe care îl joci dar trebuie să crezi asta, pentru asta muncești zi de zi și pentru asta îți dedici întreaga viață pentru acest sport am avut încredere, am încredere însă mai am un pas destul de mare sâmbătă. Felicitări, felicitări Simona. Spune-ne părinții Nadia Comăneci. Multă lume alături Domnul de tine, țiriac, care a Domnul fost țiriac. 100% cu mine. Da, mi a urat baftă înainte de meci. Este o persoană deosebită. Părinții mei sunt bucuroși, cred. I-am văzut sărind pe acolo prin tribună după ce am câștigat. E un moment emoționant pentru toată familia, pot să zic așa. Pentru asta am muncit și datorită lor pot să zic că sunt în acest, în acest loc. M-au -au susținut mereu și au dat tot ce au avut ca să fiu aici. Ce vei face până sâmbătă, până la final? Cum te vei pregăti? Nimic special, la fel cum am făcut în fiecare zi. Mă voi antrena mâine normal, mă voi odihni și sâmbătă din nou la treabă.